La Beirut au avut loc funeralii pentru comandantul militar al Hezbollah, ucis marți în capitala Libanului. Liderul grupării militante a transmis Israelului că reacția va fi inevitabilă. Armata israeliană l-a învinuit pe Fuad Shukur de uciderea a 12 tineri pe un stadion. Pe capul lui, Statele Unite puseseră o recompensă de 5 milioane de dolari. Asta după uciderea a 241 de soldați americani într-un atentat asupra bazei militare din Liban în 1983. Sicriul lui Fuad Shukur a fost învelit în steagul galben al grupării susținute de Iran și a fost purtat printre sute de adepții Hezbollah. Liderul militanților a transmis Israelului că va răzbuna moartea comandantului militar și a cerut stoparea războiului din Gaza. ولذلك نعم نحن من أجل أن يعرف العدو والصديق نحن في كل جبهات الإسناد الآن دخلنا في مرحلة جديدة مختلفة عن المرحلة السابقة. Avertismentele liderului Hezbollah au fost îmbrățișate și de susținătorii grupării. Fuad Shukur a fost ucis de armata israeliană în urma a două lovituri de dron asupra unui bloc de locuințe. El se afla în cartierul Haret Hreik din sudul Beirutului, unde Hezbollah se bucură de sprijin și are operațiuni politice și de securitate. Ministerul Sănătății din Liban a declarat că cel puțin 5 civili, 2 copii și 3 femei au fost omorâți în atac. Shukur este cel mai înalt oficial Hezbollah ucis de armata statului evreu după atacul Hamas din 7 octombrie anul trecut. Tel Avivul l-a acuzat că a fost în spatele unui atac cu rachetă asupra unui stadion din înălțimile Golan anexate de Israel, în care au murit sâmbătă 12 tineri. Hezbollah a negat orice implicare.